Tenistru cu placa sau caiacul. Așa s-au aventurat astăzi pe bătrânul fluviu zeci de copii și adulți participanți la un eveniment caritabil organizat de Hospice of Hope Moldova. Startul s-a dat pe plaja de lângă Criuleni pentru un traseu de circa 23 de kilometri și finișul la plaja de Vadului Vodă. Acțiunea este dedicată beneficiarilor de servicii de îngrijire paliativă. Printre participanți la eveniment s-au înscris și doi ambasadori acreditați la Chișinău. Peste 20 de participanți, printre care și doi ambasadori, au pornit astăzi pe râul Nistru cu placa sau cu caiacul în cadrul unui eveniment caritabil organizat de Hospice of Hope Moldova și SUP Moldova. Au pornit cu toții de la plaja din Criuleni, iar după 23 de kilometri urmau deja să ajungă la Vadului Vodă. Au avut și două popasuri. Este ceva nou în Republica Moldova și noi, de fapt, vrem să promovăm modul sănătos de viață. Noi promovăm evenimentele sportive și ne dorim să sensibilizăm opinia publică referitor la necesitatea dezvoltării și consolidării serviciilor de îngrijire paliativă în Republica Moldova. Am practicat surfing acum foarte mult an și este prima oară cu stand-up paddle. Dar aveți și niște frici? Nu. Eu știu anota, deci cred că nu. În schimb, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, care a venit cu soția și fiul, a ales caiacul. Deci ați ales caiacul și nu placa SUP? Sincer, eu nu știu cum să manevrez cu sapă, dar știu ce să faci cu caiacul. Nu am decis cine se ocupe cu vâsle, dar cred că o să hotărâm un pic mai târziu. Facem asta pentru lucruri bun, pentru ajutorul oamenilor și asta e important. Veronica s-a alăturat evenimentului după ce s-a ciocnit cu un șir de probleme atunci când bunicul ei, bolnav de cancer, spera la o minune. Era foarte greu să găsim o persoană calificată care să poate să-i acorde acest ajutor fiind la domiciliu. Asta e ceea ce m-a motivat pe mine personal să mă alătur acestei cauze, să o susțin. Înainte de călătoria pe Nistru, participanții au primit sfaturi prețioase. Asigurăm persoanele cu veste de salvare, cu saci ermetici, cu instructorul pe traseu, adică sunt toate luate, toate măsurile de precauție. Cel mai bine, deci, picioarele desfăcute la nivelul umerilor, vă stabiliți, găsiți centrul plecii și începem avâslie. Dornici de aventură, participanții erau nerăbdători să înceapă cursa. Avem 23 de km de făcut, natura lângă noi, deci emoții pozitive. Emoțiile sunt maxime, timpul e frumos, sperăm să fie o zi reușită. Un astfel de eveniment este organizat în premieră în țara noastră. Fondurile din acest proiect vor fi destinate pentru achiziția echipamentelor medicale și pentru consolidarea serviciilor paliative acordate pentru circa 250 de pacienți. Aceștia fac parte din Rețeaua Națională de Îngrijire Paliativă din Republica Moldova, Hospice of Hope Moldova și Centrului de Zi pentru Îngrijiri Paliative din orașul Orhei, Aripile Speranței.